Are omul o tendință naturală spre bine sau spre rău? În plus, când și cum pot măsura dacă un om este bun sau rău? În această serie ne propunem să răspundem la cele mai frecvente întrebări legate de Biblie, folosind aceeași măsură cu care măsura și Isus. Stă scris, obișnuia el să spună, celor care deveneau prea inventivi în ceea ce privește învățătura. În acest video încercăm să aflăm, folosind același etalon, Biblia, dacă omul este rău sau bun în natura lui. Apropo, scrie-ne în comentarii care este opinia ta pe acest subiect. Prima chestiune, care este și îndelung disputată, ține de natura omului la naștere. Se naște omul cu o tendință de a face binele sau cu o tendință de a face răul? Aceasta este o întrebare fundamentală, pentru că din ea pleacă două abordări complet diferite. Dacă copilul se naște bun în esența lui, atunci adulții, corupți de experiența implacabilă a vieții, ajung să-l corupă și pe el. În consecință, societatea trebuie să ia cât mai multe măsuri de limitare a influenței adulților asupra copiilor, care sunt buni în esența lor. Din ce în ce mai mulți părinți, fiind constrânși sau convinși, funcționează pe această ideologie, lăsând copilul să facă ce vrea. Din păcate, tocmai acești copii ajung să fie cei mai sfidători, răutăcioși cu cei din jur și egoiști, demonstrând exact contrariul, și anume că omul are în el o drojdie a răului încă din momentul când vine pe lume. O a doua paradigmă, diametral opusă și susținută de Biblie, este că omul se naște cu tendința de a face răul, iar rolul adulților și în special al părinților este acela de a modela acest copil cu tendințe rele într-un adult moral. Biblia spune, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a născut mama mea. Și în alt loc, nebunia este lipită de inima copilului, iar nuiaua certării o va dezlipi de el. Cu alte cuvinte, copilul moștenește o tendință spre rău de la părinții lui, iar educația are rolul de a limita și chiar suprima aceste tendințe rele naturale atunci când se manifestă prin comportamente rele. A doua parte a problemei ține de întrebarea cum pot măsura dacă un om este bun sau rău. Din nou, drumurile se despart chiar de la început în funcție de setul de valori la care ne raportăm. Dacă privim din perspectivă strict umanistă, un om rău este acela care este mai rău decât majoritatea absolută a celorlalți din comunitatea lui. Cu alte cuvinte, tendința omului este ca atunci când îi se zice că este rău, el se evalueze dacă se află printre acei puțini din comunitatea lui care sunt considerați ca fiind răi. Și de cele mai multe ori nu se identifică cu ei. Știți zicala, n-am furat, n-am dat în cap la nimeni. Însă atunci când apare o criză, ca cea prin care trecem în această perioadă, aceiași oameni care se declarau buni sunt în stare să se sfâșie pentru un sul de hârtie igienică sau pentru o pungă de orez. Bunătatea sau răutatea unui om se măsoară doar în criză. Din perspectiva Bibliei, standardul pentru om bun nu este mai bun decât ceilalți. Apostolul Ioan spune că cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască cum a trăit Isus. Iar apostolul Iacov zice că cine păzește toată legea lui Dumnezeu și greșește într-o singură poruncă, se face vinovat de toate. Altfel spus, nu este de ajuns să facem câte ceva din ce este bine din când în când, suficient cât să fim mai buni ca ceilalți. Ci trebuie să facem tot binele, tot timpul, așa cum a făcut Isus. Adică standardul lui Dumnezeu nu este nota 5 cât să treci clasa, ci nimic mai puțin de nota 10, după cum spune și cartea Apocalipsei, vorbind de cetatea celor mântuiți. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Și tocmai aici este cheia întregii probleme. Soluția nu este să ne mințim pe noi înșine, susținând că ne naștem buni sau că suntem ceva mai buni ca ceilalți, ci să căutăm o relație transformatoare prin cuvânt cu Dumnezeu.
Doar El poate produce oameni care trăiesc cum a trăit Iisus. Și doar acești oameni vor ajunge locuitori ai împărăției care ne-a fost pregătită. În episodul ce urmează vom răspunde la întrebarea ce învață Biblia despre depășirea crizelor care pot scoate tot răul din noi. Nu uita să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a fi notificat imediat ce postăm un nou video.